Spațiul aerian este închis la ora 12. Despre asta a anunțat ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. O recomandare în acest sens a fost făcută de Consiliul Suprem de Securitate. Ținând cont de situația din regiune, CSS a recomandat închiderea spațiului aerian al Republicii Moldova. Autoritatea aeronautică civilă va executa recomandarea Spațiul aerian va fi închis începând cu ora 12:00. Cursele vor fi orientate spre alte aeroporturi, menționează Andrei Spânu. Aeroportul Internațional Chișinău anunță că spațiul aerian al Republicii Moldova este închis până la data de 4 martie 2022. Zborurile cu destinație Chișinău vor fi direcționate la Iași. Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a aprobat hotărârea privind stabilirea nivelului moderat cod galben de alertă teroristă pe teritoriul țării începând din 24 februarie 2022. Astfel, în cazul instituirii nivelului moderat de alertă teroristă, autoritățile cu competențe în domeniul prevenirii și combaterei terorismului, în limitele competențelor, întreprind toate acțiunile prevăzute la nivelul scăzut, suplimentar, înfăptuit următoarele măsuri. Își concentrează eforturile în vederea descurajării, depistării și prevenirii situațiilor ce pot provoca un pericol terorist. Amplifică măsurile de control și asigurarea ordinei publice la punctele de trecere a frontierei de stat, aeroporturi, gările feroviare și auto, la obiective de aglomerare în masa populației verifică starea și nivelul de asigurare a protecției fizice și sporesc măsurile de pază la obiectivele de infrastructură critică din gestiune, în vederea depistării și prevenirii unor eventuale situații de criză teroristă. Intensifică măsurile de verificare și asigurare a ordinei publice în locurile de aglomerare a populației, în cadrul manifestărilor în masă al evenimentelor culturale, sportive, în vederea depistării eventualelor indicii situații de risc dispozitive explozive, persoane cu comportament suspect sau violent, etc.